Ce poate ascunde un nume? Chiar viitorul tău sunt de părere cercetătorii. O serie de analize arată cât de mult poate influența numele unei persoane evoluția sa în viață, atât pe plan personal cât și profesional. Știai că numele tău poate să influențeze nivelul de succes de care te bucuri pe parcursul vieții? Cercetătorii au făcut de-a lungul timpului mai multe analize, în urma cărora au ajuns la câteva concluzii deosebite. Se spune că dacă numele tău este ușor de pronunțat, oamenii te vor favoriza mai mult. Vei avea parte de o poziție superioară la locul de muncă. Dacă numele tău este comun, ai mai multe șanse să fii angajat potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Marquette. Aceștia au arătat că numele care erau considerate cel mai puțin unice erau mai plăcute de publicul larg. Numele neobi uite sunt asociate cu delincvența juvenilă. Un studiu realizat în anul 2009 la Universitatea Schippenburg a sugerat că există o relație puternică între popularitatea prenumelui și comportamentul infracțional al minorilor. Potrivit analizei tinerii cu nume mai puțin cunoscute prezintă o rată mai mare de implicare în activități infracționale. Dacă numele tău are o muzicalitate nobilă, există o probabilitate mai mare să lucrezi într-o poziție de rang înalt, arată concluziile unui alt studiu realizat la nivel european. Acest lucru ar putea fi rezultatul raționamentului asociativ. Acesta din urmă face referire la la o teorie psihologică care descrie un tip de gândire în care oamenii asociază automat emoțiile și cunoștințele de anumite cuvinte sau fraze. În altă ordine de idei, o echipă de cercetători de la The Knowledge Academy a descoperit că există o asociere între numele pe care îl porți și nivelul de succes și noroc pe care l ai în viață. Persoanele care poartă numele cu pricina se bucură de câștiguri financiare substanțiale, potrivit analizei. Nume de fete care atrag norocul și succesul în viață. Erika, Vanessa, Natalia, Isabela, Ela, Olivia, Amalia, Eva, Lili. Nume de băieți care atrag norocul și succesul în viață. George, Noah, Toma, Robert. Există multe teorii în baza cărora se alege un nume unui copil. Poate fi vorba chiar și despre o tradiție de perpetuare a unui anumit prenume purtat cândva de o persoană dragă. Motivele referitoare la atingerea unui anumit nivel de succes în viață rămân de domeniul conjecturilor. Totuși, cercetările arată corelații surprinzătoare între prenumele unui individ și norocul de care se bucură pe mai multe planuri în viață, relatează Playtech.ro.